Acum, Cosmin Bucoveanu! Meci la categoria grea între Cosmin Bucoveanu și Dănuț Hurduc. Iată revenirea lui Dănuț Hurduc în ring după aproximativ 5 ani de când n-a mai luptat. Dănuț Hurduc s-a axat mai mult pe partea de antrenorat. Adversarul său, taurul Cosmin Bucoveanu, stă în București acum, are 109 kg, 1,80 m înălțime, 8 victorii pentru el, 5 obținute prin knockout și 3 înfrângeri. Vine de la Stoica Brothers Fight Academy. Andrei Mircea este antrenor acolo, bineînțeles Andrei și Bogdan Stoica. Adversarul său în colțul roșu, Dănuț Hurduc. L-am văzut pe Cosmin Bucoveanu, acum este momentul lui. Dănuț Hurduc, care spunea că în această seară este susținut de vreo 300 de oameni. Dănuț Hurduc iese din Bârlad, are 33 de ani până în acest moment, în cariera sa 40 de victorii, 5 înfrângeri. 13 dintre victorii obținute prin knockout de luptătorul care reprezintă clubul Scorpions Bârlad, crescut și antrenat de Mihai Constantin. A stat o perioadă în Iași și acolo unde a construit majoritatea palmaresului. În colțul albastru avem un sportiv în vârstă de 28 de ani, cântărește 109 kg, 1,80 m înălțime. A susținut în total 11 meciuri, dintre care 8 s-au terminat cu victorie, 5 prin knockout și 3 înfrângeri. Este antrenat de Andrei Ochi Mircea la Stoica Brothers Fight Academy. Vine din București, el este Cosmin Taurul Bucoveanu! Adversarul său în colțul roșu, un sportiv în vârstă de 33 de ani, cântărește 98 de kilograme, 1,85 m înălțime. A susținut în total 45 de meciuri cu 40 de victorii, 5 înfrângeri. E antrenat de Mihai Constantin, Scorpions Bârlad. Reprezintă Bârlad, el e Dănuț Happy Killer Hurduc. Da, a prezentat Dănuț Hurduc. Cezar Gheorghe. Spuneam, super galerie pe care o are în această seară Dănuț Hurduc. Undeva la 300 de oameni au venit pentru el aici la Galați să-l susțină această seară. O pauză lungă pentru Hurduc, care, iată, revine la 33 de ani în circuit. Nu aveți voi clinciuri, nu aveți voi coate. Ok? Dar exact cum spunea și el, această pauză n-a fost o pauză doar la faptul că n-a mai luptat în meciuri profesioniste. În rest, Hurduc a avut mereu activitate, are sala sa la Bârlad, se antrenează acolo. Antrenează. Time! Fight! Și iată, începe prima repriză. Bucoveanu cu shortul de camuflaj, mânușile albastre de partea cealaltă, Hurduc acum în acțiune cu lovituri puternice la cap, mânușile roșii cu șortul negru. Low kick-ul lui Bucoveanu, puțin mai înalt Hurduc față de adversarul său, undeva la 5 cm. Iată, acum pune presiune Hurduc pe luptătorul bucureștean. Stânga bună lui Hurduc în figura lui Bucoveanu. Bună dreapta la cap trimisă de Hurduc. Low kick-ul lui Hurduc, foarte puternic cu lovitura. N-a fost blocat. Aici o dată low kick și nu blochează Bucoveanu. Hurduc îl împinge acolo pe adversarul său după ce a reușit una, două lovituri. Stânga la cap pentru Hurduc. Low kick-ul lui Hurduc.
Low kick pe interior de această dată. Dreapta la cap. Loviturile lui Hulduc. High kick-ul trimis de Dănuț. Bună dreapta lui Hulduc. Lovitură bună. Încă o dată o dreapta lui Hulduc. Low kick acum. Continuă cu loviturile. Hulduc spre țintă. Low kick-uri pe interior acum. Bucoveanu surprins de aceste lovituri trimise de Hulduc. Are ceva probleme Bucoveanu, care revine și el acum în atac. Am văzut loviturile lui Bucoveanu la capul lui Hulduc. High kick-ul blocat de Hulduc, care iese și el acum cu lovituri la corpul adversarului. Stânga pe ficatul lui Bucoveanu. Stânga dreapta. Low kick. Încă o serie a lui Hulduc, încă câteva lovituri și low kick puternic. Îl prinde pe Bucoveanu cu acele lovituri joase de picior, pentru că Bucoveanu nu blochează loviturile lui Hulduc. A încercat un mid-kick direct de stânga, croșet de dreapta și o lovitură cu brațul stâng, un uppercut încercat de Hulduc. Imediat a venit și genunchiul din distanță scurtă. High kick bun al lui Hulduc. Low kick. Croșetul de dreapta, îngată croșetul de dreapta pentru Bucoveanu, care ratează și uppercutul cu brațul drept. Low kick-ul lui Hulduc. Se încheie prima repriză. O repriză bună făcută de Hulduc împotriva lui Cosmin Bucoveanu. Iată momentele importante cu Hulduc în atac. Aici un uppercut de stânga. A venit și răspunsul lui Bucoveanu, dar fără probleme pentru Dănuț Hulduc. Iată din nou seria lui Hulduc. Stânga la corp, high kick-ul lui Dănuț. Aici atacul lui Bucoveanu. Lovitură înaltă de picior trimisă de Bucoveanu. A doua repriză dintre Cosmin Bucoveanu și Dănuț Hulduc. În care va fi abordarea celor doi în această repriză a doua. L-am văzut pe Hulduc determinat în prima rundă, mai bun față de adversarul său. Din nou continuă Hulduc cu aceste lovituri de braț, brațul stâng, cu care ține pe Bucoveanu la distanță. Bucoveanu este foarte periculos când vine în distanță scurtă. Vedem din nou o serie lungă a bucureșteanului. Hulduc croșet de stânga acum. L-a dat un pic înapoi pe adversarul său. L-a mișcat din loc cu acea lovitură cu brațul stâng Hulduc pe Cosmin Bucoveanu. Low kick-ul lui Hulduc. Din nou Bucoveanu continuă cu aceste momente în care încearcă să scurteze distanța și să vină aproape de Hulduc să fie periculos, dar Dănuț este cel care controlează meciul în aceste momente. Stop! La centru chemați cei doi. Direct de stânga. Low kick-ul lui Bucoveanu. Stânga, dreapta. Hulduc din nou o serie lungă pentru el. Din nou o serie de brațe pentru Hulduc. Croșeu de dreapta lui Bucoveanu. O dreaptă bună a lui Hulduc. Îl împinge acum pe adversarul său pe corzile ringului. Andrei Stoica la margine. Îl încurajează pe elevul său, pe Bucoveanu. Îi cere să dea mai multe directe cu brațul din față lui Cosmin Bucoveanu. Rezistă foarte bine în acest meci Bucoveanu. Din punct de vedere fizic s-a adus jumătate din această luptă și sunt bine pregătiți fizic ambii sportivi, cel puțin asta se vede. Apa.
recuperată proteza Cezar Gheorghe, a fost spălată și se reia meciul. Urduc împins de la spate de publicul din Galați. Sunt fanii lui care au venit de la Bărlad să-l susțină, cu siguranță fan care o să fie și de partea celorlalți luptători care reprezintă clubul Scorpions. Îl mai avem pe Rainbow Lambagiu în această seară. Este o dreaptă bună trimisă de Bucoveanu, care încasează acum, a rămas descoperit croșelul în Curduc, în figura adversarului. Haichic rezistă Bucoveanu la aceste lovituri încasate. Încă o dată Haichic după o directă de stânga. Vin și loviturile lui Bucoveanu. Curduc lovește. Bucoveanu încasează lovitură după ce Cezar Gheorghe a strigat stop. Îl verifică pe Bucoveanu atent Cezar Gheorghe să vadă dacă este ok. 10 secunde rămase din această repriză. Lăsat Cosmin Bucoveanu să recupereze. E ok, spune că e ok. Da, s-au mai fost 2-3 lovituri și s-a încheiat această repriză. Din nou Curduc e impulsiv, e plin de adrenalină și a mai lovit odată după stop. S-a enervat un pic Cezar Gheorghe. Vedem fazele importante, momentele cu atacurile lui Dănuț Curduc. Lovește mai mult față de adversarul său, mai puternic, mai decis, mai hotărât luptătorul din Bârlad în acest meci. Secunde afară! A treia și ultima repriză. Regulamentul permite și un extra round în caz de egalitate. Curduc pasă înainte, foarte multe lovituri trimise de Curduc. Eschivă bună. Colțul alb. Stai aici. Ceva s-a întâmplat. De a picat pentru a doua oară în acest meci proteza lui Curduc. A mai obosit un pic și a început să lupte cu gura deschisă. Bucoveanu vine aproape, încearcă să se apropie de adversar, încasează o stângă. Lovitură bună de picior, încă una pentru Bucoveanu. Low kick-ul lui Curduc. A încasat o stângă Curduc, trimite totuși un genunchi la capul lui Bucoveanu. Low kick încă o dată, seria lui Bucoveanu, care pune presiune acum pe Curduc. 2-3 lovituri foarte bune a lui Bucoveanu. Revine Curduc în meci, high kick, blocat. Stânga, dreapta, încă o stângă bună a lui Curduc. Ceva probleme pentru adversarul său. Lovesc ambii după comanda stopa lui Cezar Gheorghe. E adevărat, primul care a făcut-o în acest clinch a fost Curduc. Enervat un pic, a făcut-o și adversarul său. Încă o dreaptă bună a lui Curduc. Croșet de dreapta. Încearcă să răspundă Bucoveanu. Deschivă croșet de stânga. Am obosit Bucoveanu și Curduc, cred că este un pic mai obosit. Totuși este cel care menține ritmul, impune ritmul, lovește. Da, serie bună a lui Curduc, l-a prins descoperit adversarul său, câteva lovituri bune ale lui Dănuț Curduc, încă o stângă excelentă a lui Curduc. Dreapta acum, stânga, uppercut lui Curduc, încă un uppercut de stânga, probleme pentru Bucoveanu, care ar putea să fie numărat,
se agață acolo cu brațele de Burduc Bucoveanu. Pas înapoi. Se duce Hurduc peste adversarul său, dreapta, stânga, la cap, upper cu de stânga, încearcă cu genunchiul, blochează Bucoveanu. Stop! Pas înainte, stânga, croșiu de dreapta. A rămas fără cuvinte și Andrei Stoica, care chiar nu mai are ce să-i spună elevului său în aceste momente. E greu să-i mai spui ceva lui Cosmin Bucoveanu, care este măcinat de adversarul său, se vede că este epuizat, a încasat multe lovituri puternice de la Hurduc, care continuă cu brațele la capul lui Bucoveanu. Este final de meci, ultimele secunde. Da, simte victoria Hurduc. A fost mai bun în cele trei reprize Hurduc față de adversarul său. Momentele importante din acest meci și momentul în care a scăpat Moteza Hurduc. Highlights-urile, loviturile lui Hurduc, o repriză a treia mult mai bună a lui Hurduc în această seară împotriva lui Bucoveanu. Toată lumea așteaptă decizia. Doamnelor și domnilor, arbitrii au decis învingător, prin decizie unanimă, din colțul roșu, Dănuț Hurduc. La revenirea în ring, iată, într-o gală profesionistă pentru Dănuț Hurduc, victorie obținută de luptătorul bârlădean, 3-0, decizie unanimă, victorie împotriva lui Cosmin Bucoveanu. Bună seara, Galați! Bună seara, Burlad! Bună seara, România! Bă, doamne, 1000 de emoții am avut. După 5 ani de pauză, nu mă așteptam să revin așa, nu știu, moră, cum ți-a părut? Mulțumesc mult pentru susținere și ne vedem sub! Poate ieși trofeul din partea fan. Mulțumim frumos doamnei Lili Pavel. Haideți încă o dată, Galați pentru Dănuț!